Dar tu, ca profesoară, ai libertatea sau cât de mult depinde o profesoară sau un profesor școlar sau universitar, nu școlar, pentru că universitar acolo mai multă libertate. Depinde de minister, de programele care se impun. Sau ești totuși liberă în a crea tu singură un microsistem de educație pentru studenții tăi? Am o libertate, desigur, nu absolută, pentru că eu trebuie să-i pregătesc pentru BAC. Eu pot să le predau lucruri interesante, dar când vor ajunge la examen, nu vor ști cum să scrie, ce să scrie. Și atunci e responsabilitatea mea să-i pregătesc conform programului, dar, de ce nu, la unele lecții putem vorbi despre problemele sociale sau putem vorbi despre lucruri care îi preocupă pe ei. Deci eu am libertatea să aleg textele pe care le vreau și temele, doar că să aibă legătură. Și vă spun că avem și libertatea aceasta dozată, pentru că eu pot să le dau romane contemporane, dar din păcate la BAC trebuie, au o listă obligatorie pe care trebuie să o știe. Și atunci eu combin ceea ce trebuie cu ceea ce le face plăcere. În primul rând, așa și lecțiile devin mai interesante sau avem uneori discuții care pe ei captează. Alte ori avem teme în viziunea elevilor cam plictisitoare și nu doar în viziunea elevilor, recunosc că sunt foarte multe teme plictisitoare, dar care sunt obligatorii.